Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, am citit că nu există ceasuri în mall-uri. Și mi-am dat seama că cred că așa e, n-am văzut niciodată un ceas în mall. Ceasuri sunt magazine de ceasuri. Perete, nu știu, aia altceva, că sunt magazine de ceasuri. Ceasuri în mall-uri, ați văzut vreodată ceasuri? Nu, dar deci... Nu, a? Nu există și aparent nici lumină naturală în multe locuri. Da. Nu există. Ca în sările de jocuri. Și în sările de jocuri. Am intrat într-o sală de jocuri să cumpăr o sticlă de apă odată și da, totul e întuneric, așa, beznă, chestii, luminițe, treburi. Aia e gândită, da. Experții au următoarea explicație. Proprietarii și managerii mall-urilor vor să stăm cât mai mult pe acolo ca să cumpărăm o mulțime de lucruri de care, până la urmă, nici nu avem nevoie. Și de aceea nu sunt ceasuri care cumva să arunci privirea să-ți dai seama. Aolu, ce a trecut timpul. Sau o fereastră cu lumină naturală, decât la intrări. Când ești în zona de magazine? Eu nu cred asta. Toată lumea are un telefon și un ceas la mână, eventual. Da. Da, dar ideea e să nu-ți atragă atenția suplimentar. Că așa și în cazino ai un ceas la mână și un telefon, dar te fură peisajul. Uh-huh. Că asta e același principiu. Nu știu, mă, cum e gluma aia. M-am dus la Ikea, n-am cumpărat nimic, am cheltuit 100 de lei. Da, da. Așa e, te duci la mall. Da. De aia bunii. Da. M-am dus zilele trecute, am trecut pe la supermarket, ceea ce n-am mai făcut de mult. M-am dus să iau doar pătrunjel și mai aveam nevoie de niște ulei de susan. Uh-huh. Am plecat cu o pungă de lucruri inutile. Ajung acasă, Ione, care săraca mă vânează, nu mai avem unde să le punem, nu mai lua prostie, frigiderul plin. Da, da, poate că peste două săptămâni gătesc ceva, știi? Asta, da, e un principiu greșit. Vasilis Dalakas e profesor de business la California State University, grec, expert în psihologia consumatorului. În revista The Hustle, citat de newsletterul lui Victor Capra, Civilization, spune: mă, scopul retailerului este să crească timpul pe care îl petrecem în magazin și numărul de articole pe care le vedem, astfel încât să cumpărăm nu doar ce ne-am propus inițial, ci în mod ideal și alte câteva lucruri suplimentare. Toți experții spun că timpul petrecut în plus în magazin poate fi aproape la fel de periculos pentru portofel ca și timpul petrecut în casino. Eu v-am spus că în supermarketuri și mall-uri noi suntem ținta unor operațiuni de manipulare psihologică. Este evident ce se întâmplă. Adică, e clar, oamenii studiază, asta este business-ul. Cum să faci să-l pui pe ăla, să cumpere mai mult. Când facem cumpărături, suntem în stare să luăm decizii financiare corecte cam 20 de minute, spun experții. După care situația scapă de sub control. Pentru alte circa 20 după aceea, trecem la decizii financiare îndoielnice, spun cercetătorii de la Universitatea din Marea Britanie. Adică sunt decizii mai degrabă emoționale și după aia raționale, iar după 40 de minute de colindat prin mall, deja creierul nu mai are nicio putere. Suntem în stare să cumpărăm orice credem că ne place sau ne face poftă. Îți dai seama că dacă studiul ăsta ar fi răspândit pe scară largă, da, toată lumea ar merge de acum la mall cu ceas. Dom'le, ai 23 de minute. Cronometru. Păi când porni, de nușă sau din parcare? De nușă. Hai, fiți atenți. Da. Start, ai plecat 23 de minute să fie. De 40 de minute ajungi să-ți cumperi. Băi, ce briceac drăguț, hai să-l cumpăr. Da. Și ia și o înghețată, dacă tot trecem pe lângă standul de înghețată. Eu la supermarket am încercat altfel, să mă duc fără mașină, să mă duc pe jos. Aha, da. Ideea în care e să nu car mult. Uh-huh. Și a ținut de vreo două ore așa. Și tumărul. Și după aia a plecat cu sacocele după mine. Da. Fai ca pomeul. N-a ținut prea mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.